Este, dacă ne uităm în istoria Galei Premiilor Unite, în ultimii ani am încercat să mergem în acele orașe unde am fost invitați și împreună cu decidenții locali și artiștii din acel oraș să promovăm la nivel național nu numai premiile Galei Unite și realitatea artistică, locurile de patrimoniu din orașul unde merge, din regiunea unde merge. Veți vedea că și în acest an, începutul fiecarei părți a Galei, Gala este structurată pe patru părți, cu o pauză de 7-8 minute. Este o transmisie în direct și de aceea trebuie să ne încadrăm. Începem la ora 8, ieșim la ora 12. Calculurile mici de pauză, asta presupune o rezistență din partea publicului, dar rezistența din partea publicului se bazează pe rezistența celor care sunt pe scenă. Cei de la scenă nu se vor mișca deloc în aceste 4 ore. Vreau să vă spun că veți vedea la începutul fiecarei părți, în transmisia noastră în direct, pe televiziune, avem câte 3 minute, un filmuleț dedicat orașului noastră și județului dumneavoastră. Avem 4 filmulețe, așa ne începem fiecare gală, pentru că mi se pare că este extrem de important ca această asociere să-și găsească în plan real și o justificare. Vreau să vă spun că suntem extrem de emoționați, nu numai eu aici, care mă ocup de zona de realizare și implementare a tot ceea ce înseamnă activitatea de pregătire a galei, dar și artiștii români care vin către dumneavoastră. Avem peste 250 de invitați, artiști care fac parte din selecția galei, pentru că dacă ne uităm pe structură, avem nominalizări, avem... Sunt artiști care vin din toată țara și imaginați-vă, nu putem să arătăm lucrul acesta la televizor, cum sosesc cu mașini, cu tren, cu avion pe Cluj, pentru că nu avem alt mijloc de transport care să ne aducă aici, dar sosesc de sâmbătă, de duminică, de luni. Am găsit parteneriate locale extrem de importante, îi vom aduce cu mașini inscripționate de la Cluj, îi aducem și cazăm în tot ceea ce aveți dumneavoastră ca spații de cazare, hoteluri de aici. Eu cred că și noi încercăm să facem un serviciu orașului. Finanțările care au fost obținute pentru a acoperi costurile acestei gale sunt finanțări care se reîntorc și în oraș. Suntem aici de o săptămână, echipa de organizare. În fiecare zi mai vin alte echipe tehnice, pentru că dacă aveți curiozitatea, v-aș invita să mergeți în cetate, în spațiul unde am ridicat acest pavilion și să vedeți cum se lucrează. Lucrurile efectiv au început la azi noapte și vreau să mulțumesc poliției locale, au fost alături de noi, pentru că intrăm în cetate cu tirul care are echipamente de 40 de tone, trebuie să protejăm cetatea, în același timp tot ce înseamnă autorități locale pe zona de poliție, de protecție, în afară de domnul președinte și echipa dânsului și domnul primar cu echipa dânsului. Vreau să vă spun că ne-au secundat din prima clipă, deoarece ai nevoie să nu strici nimic în orașul în care te duci, mai ales în spațiul dumneavoastră extraordinar de patrimoniu, dar să-ți faci și treaba. A fost extrem de emoționant primele tiruri care au intrat în cetate, am stat cu emoție să nu deranjăm. Era duminică în noaptea, nu întâi mai în noaptea, erau oameni care se plimbau.